Am discutat cu domnul rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, care a trimis deja documentația la București, la CNI, pentru construirea unui cămin studențesc în Suceava. Vreau să vă spun că am deja datele, am fost împreună cu domnul Niță la CNI, acolo unde am discutat pe această temă, fiind și profesor universitar și deci interesat de bunul mers al Universității Suceava. Vreau să vă spun că cea mai mare cerere din România pentru cazare se află în județul Suceava, pentru Universitatea Suceava. Deci avem din acest punct de vedere un scor foarte bun, cel mai mare la nivel național. Și am să vă dau exemplu, în raportul între numărul de cereri de cazare și numărul de studenți cazați pentru Universitatea Suceava este 2,29. O să vă dau exemplu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza are doar 1,82. Universitatea Maritimă din Constanța 1,24. Universitatea Politehnică din București 1,17. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București are 1,12. Raportul acesta este cel mai mare, raportul dintre cerere și numărul de camere este cel mai mare din România pentru Universitatea Suceava. De aceea, probabil astăzi, când voi merge la universitate, voi purta din nou o discuție cu domnul rector. Poate, cine știe, găsim soluția să depunem la nivelul instituțiilor acreditate cerere și pentru două cămine, pentru că, așa cum observăm, suntem la dublu cereri față de alte universități din România și cred că n-are sens să construiești un cămin mare pentru o universitate și să fie ocupate doar, știu eu, o treime sau jumătate din locuri. Eu zic că ar fi bine să construim la Suceava, pentru că Universitatea Suceava mai are un atu, are și teren propriu acolo unde poate construi, acesta fiind un alt criteriu pentru acest proiect pe care Alianța PSD-ALDE l-a propus încă înainte de a câștiga alegerile și iată se ține de cuvânt. Sunt de acord cu propunerea pe care a făcut-o domnul Băișanu de a sprijini Universitatea din municipiul Suceava, fiind un punct reprezentativ pentru învățământul sucevean, pentru cultura noastră, un punct reprezentativ atunci când mergem în străinătate și arătăm ce unități prospere sunt în județul Suceava, unități care ne fac cinste prin acei studenți care merg la concursuri naționale și internaționale aducând medalii și nu numai cei din universitatea, ci și de la liceile și colegiile din municipiul Suceava. Cele aproximativ 30 de hectare de teren din comuna Moara, pe care ar fi trebuit să înceapă construcția noului campus al Universității Ștefan cel Mare, sunt folosite în continuare de stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă. În lipsa banilor, Universitatea Suceveană mai are de așteptat până să se poată bucura de noul campus. Studiul de fezabilitate a fost aprobat de Senatul Universității Sucevene. Investițiile sunt estimate la suma de 300 de milioane de euro. Campusul 2 al universității va fi la 3 km distanță de cel actual. Potrivit planului urbanistic și studiului de prefezabilitate, campusul 2 va cuprinde, printre altele, spații de învățământ și cercetare, o zonă cu restaurant, casă de cultură și muzeu, o zonă sportivă cu bazin de not, sală polivalentă, bazin nautic, o zonă administrativă și de întreținere, grădină botanică și parc dendrologic, dar și o grădină japoneză. De asemenea, în proiect mai este prevăzut un canal pentru canotaj cu o lungime de 500 de metri, o lățime de 30 de metri și adâncime de 3 metri.